În cadrul evenimentului, cetățenii au putut vedea un număr impresionant de atestări, postere, diplome și distincții. De asemenea, a avut loc și lansarea de carte a inginerului dr. Florin Pricop, un om de valoare pentru municipiul Medgidia, cu merite recunoscute atât la nivel național cât și internațional. A rămas de-am copilărit împreună și am ținut legătura. Eu fiind în București, el pleca tot în București cu facultatea și cu toate, și da, țineam legătura. De câte ori veneam la sat, la bunici, la părinți, luam legătura împreună, ne întâlneam de multe ori. Pentru mine personal e un moment unic. Pe domnul Pricop îl cunosc din 2008. Am lucrat împreună la Asociația de Management Resurse Genetice. Este un moment important, nu atât pentru mine, cât pentru genetica mondială. Este un pas mare pentru omenire. În primul rând, pentru faptul că teoria lui Florin, îmi permis să-i spun așa, că suntem necunoscuți de vreo 50 ceva de ani. Copilărit împreună, să înțelegem? Nu, eu sunt nepotul. Teoria genică a sexualității și aplicațiile ei practice a stârnit interes din partea celor prezenți. Morgan o ține generației 2, jumătate din descendenții de culoare barat, jumătate neagră, cu ambele sexe egal reprezentate, cu precizarea că gena care determină culoarea penajului este prezentă doar în cromozomul Z, în cromozomul W, aceasta fiind absentă. Invitații au avut parte de discuții referitoare la determinismul sexului la nivel genetic. Au fost prezentate teoria cromozomală a determinării sexului și teoria genică a noii teorii, dar și aplicațiile sale practice. Ce a însemnat acest moment pentru autor? Marea mea mulțumire a fost lupta cu organiștii clasici și conservatori din țară, majoritari, mai puțin de afară, care n-au agreat teoria, mi-au respins-o 2 ani la rând în 2003 și 2004, dar la 10 ani de la distanță de la prima respingere m-am bucurat de o serie de premii internaționale care au fost prezentate aici și de ce să nu recunosc de premiul Academiei Române acordat prin secția de științe biologice care mi-a votat în unanimitate lucrarea pe care am publicat-o în 2011, teoria genică a sexualității și aplicațiile ei practice. În cadrul unei festivități organizate după lansarea de carte, autoritățile locale i-au înmânat titlul de cetățean de onoare și asta în semn de recunoștință pentru aportul de valoare adus comunității locale. Doamna Florin, eu încălzit vreau să plec capul noastră pentru meritele noastre, pentru succesul noastră. Dacă îmi permiteți, din partea primăriei orașului Bușeni, clar că știința este parte. Vă rog frumos, din partea noastră, o mică două care este. Titlul de cetățean de onoare vine în urma numeroaselor realizări academice pe care inginerul dr. Florin Pricop le-a dobândit în urma vastelor sale activități de cercetare.